Salutare, dragi prieteni și prietene! Astăzi este joi, ceea ce înseamnă că ne revedem într-un nou episod de proiect Ies de orientare în carieră, rămân acasă, merg la. Astăzi discutăm despre studiile la psihologie, domeniul care ne ajută să fim bine cu sine și cu cei din jur. Proiectul Ies de orientare în carieră, rămân acasă, merg la, anul curent este posibil cu susținerea Elveției și grație partenerului general Victoria Bank, partenerului media general de lucru.md și partenerilor media, Ziua de Azi, Studem și AirLife. Astăzi discutăm cu Galina Pravitsky, doctoră în psihologie, lectură universitară la Universitatea de Stat din Moldova. Doamna Pravitsky va avea aportul important pentru a spune viitorilor studenți și studente mai multe despre programul de studii de la universitate, ce oportunități sunt disponibile pentru elevii și elevele care anul curent aleg să meargă la psihologie, dar și cum sunt orele la instituție. De asemenea, astăzi vorbim în platou cu Ștefan Popov, psiholog și psihoterapeut de orientare integrativă, doctorant în psihologie, președintele Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie. Psihologul va relata viitorilor studenți și studente despre etapa importantă care urmează după absolvire. Vorbim despre angajarea în câmpul muncii. Ștefan ne va spune mai multe despre oportunitățile de dezvoltare care există acasă. Iar pentru o imagine complexă, tradițional avem nevoie de un student sau o studentă. De această dată vorbim cu o tânără absolventă a Facultății de Psihologie. Este vorba despre Simona Cobușcean. De asemenea, celor de acasă le reamintesc că în cadrul acestui live poți adreseze comentarii, iar persoanele din platou cu cel mai mare drag vor răspunde la acestea. Acum aș vrea să vorbim despre importanța alegerii, fiindcă alegerea e cea care ne ajută să identificăm calea pe care mergem. Simona, de unde vine pasiunea ta pentru psihologie? Oricât de banal nu ar suna, pasiunea mea pentru psihologie a început încă când eram la o vârstă fragedă. Deci alegerea mea a fost destul de bine gândită și bine conștientizată. În primul rând am ales psihologia pentru că știam că vreau să lucrez cu oamenii și cu tot respectul meu pentru oamenii care lucrează în birou în fața unui calculator, eu nu aș putea lucra așa. Iar cred că psihologia este domeniul în care interacționezi zilnic, cunoști oameni noi cu diferite istorii, cu diferite povești. În al doilea rând, cumva eu am fost destul de uimită la pe la 12 ani, să aflu că nu toți colegii mei, nu toți copiii, nu toți adolescenții au același suport din partea familiei, din partea apropiaților, cum îl am eu. Adică pentru mine cumva era ceva firesc și mi-am dat seama că în viitor aș vrea eu să ofer acest suport oamenilor care nu beneficiază de el din partea celor apropiați și cunoaștem că mulți oameni vin la psiholog anume pentru a fi ascultați și pentru a primi un oarecare suport, nu neapărat cu anumite probleme. În al treilea rând, la fel, oricât de banal nu ar suna, de mică eram un copil foarte curios și dădeam întrebări foarte multe și foarte profunde. Și m-am gândit că la psihologie cumva mi-aș răspunde la anumite întrebări, atât despre mine cât și despre cei din jurul meu. Și nu în ultimul rând, ceea ce mi-a confirmat definitiv alegerea, pentru că eu deja în clasa 11-a cunoșteam că vreau să vin la psihologie, dar la sfârșitul clasei 11 am făcut un test de orientare profesională care mi-a fost dat de psihologul de la liceul nostru și cumva cu un decalaj foarte mare, cel mai mare punctaj a fost anume în domeniul social și prima opțiune era psihologie și cumva eu am socotit că asta este ca un semn, adică este confirmarea mea. Ce de frumos că alegerea pe care ai făcut-o a fost una conștiincioasă. Dar ai avut anumite principii sau criterii în baza cărora ai ales că vrei să studiezi la Universitatea de Stat? De ce ai ales Universitatea de Stat? Eu știam că vreau să rămân în Moldova. Adică asta era principiul meu numărul unu și cumva alegerea de a veni la Universitatea de Stat a fost firească, pentru că cumva este și cea mai populară universitate. Chiar dacă m-am informat despre oportunități, m-am informat despre programul de master, chiar dacă eu veneam la licență, dar cumva vreau să știu dacă aș avea și un viitor. Și mi-a plăcut ce am văzut, de aceea am venit aici. Nu am depus în alte părți, nu a fost altă alegere în afară de Universitatea de Stat. Ștefan, tu vii din domeniul filozofiei. Cum a fost această trecere de la filozofie la psihologie și de ce a fost această trecere? Bine, în primul rând am intrat la filozofie pentru că eram măcinat de probleme existențialiste care au început din adolescență ca foarte mulți tineri și speram că în filozofie voi găsi răspunsuri.
dar m-am ales cu mai multe întrebări și cu mai multe crize existențiale. De aceea nu am găsit prea multe răspunsuri în filozofie, cu toate că mi-a oferit foarte multe instrumente de dezvoltare a gândirii analitice, gândirea critică, dar am fost nevoit cumva să mă îngustez. Deci am mers în psihologie și deja după care și în neuropsihologie, dar să mă documentez măcar așa un fundament mai solid în acest sens, ca să pot să mă agăț, da? Deci de ceva care poate fi relativ măsurat. Și această trecere a fost cumva lentă, ca un proces de dezvoltare, da? Deci din rădăcini, da? Deci în trunchiul copacului și în fructe, să spunem așa. Cum tu reușești să păstrezi această pasiune pentru psihologie, fiindcă deja activezi de ceva timp în domeniu? Cumva e greu să explic de unde vine această curiozitate, da? Deci, întrucât în mare parte, foarte multe persoane care meargă filozofie sau psihologie pornesc de la întrebări personale, da? Deci, careva gânduri, care dificultăți, și acest lucru se poate menține pe tot parcursul vieții, chiar dacă problemele interioare pot fi gestionate. Dar rămâne o anumită curiozitate și cu atât mai mult dacă ai anumită inclinație către domeniul social-umanistic, nu e o chestiune care se consumă, da? Deci dacă este al tău, hai să spunem, așa. Și în permanent curiozitatea este alimentată de tot mai multe, da? Deci istorii de viață, cazuri, exemple în care apar noi întrebări și noi întrebări. Ai impresia că la un moment dat, uite, parcă le înțelegi pe toate, după care ai înțeles că ești încă departe de a înțelege. Și iar și cât mai multă experiență ai, cu atât mai ai impresia că trebuie să cunoști. Este așa o chestiune, o percepție în societate că psihologă poate să fie oricine fără studii, că mulți se spun că pot să fiu și eu psiholog, da? De fapt, psihologia nu este, da, deci o chestiune care se face la taifas, e o chestiune ca și medicina, necesită foarte mulți ani de studii ca să poți să înțelegi cu adevărat complexitatea psihicului uman. Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Doamna Pravițchi, am văzut importanța studiilor și că, într-adevăr, e nevoie să facem studii ca să fim psihologi. Am văzut exemplul Simonei, care știa de mică că merge la psihologie și, într-adevăr, a cercetat ofertele universității și știa, a făcut destul de conștiincios această alegere. Dacă ați putea să ne spuneți care ar trebui să fie motivarea principală a tinerilor care aleg să meargă la psihologie? Exact cum spunea colegul meu, Ștefan, omul este o ființă care cugetă, da? Și cunoaștem foarte bine această afirmație, cuget, deci există. Și în momentul când persoana își pune întrebări despre sine, despre ceilalți, cu scopul de a ajuta, cu scopul de a ameliora suferința emoțională, psihologică a celorlalți, cu scopul de a contribui, deci de a modifica înspre bine calitatea vieții persoanelor cu care interacționează, probabil asta este și cea mai mare misiune și responsabilitate, dar totodată și necesitate pe care trebuie să o ia în calcul viitorii specialiști care vor intra în acest domeniu foarte frumos, dar foarte complicat pe alocuri și cu multe, multe provocări, cu solicitări din multe perspective. E un drum frumos și anevoios totodată. Și aș vrea să vorbim acum despre partea drumului frumos, care sunt studiile, fiindcă marea majoritate a persoanelor spun că experiența studiilor a fost cea mai frumoasă în parcursul lor profesional. Aș vrea să vorbim despre tot ce se întâmplă la facultate, despre cum au loc orele, despre ce oportunități au tinerii și tinerele, despre stagiile de practică, dar să o luăm pe rând. Doamna Pravițchi, dacă ați putea să ne spuneți ce facultăți sau ce specialități găsim la Universitatea de Stat pentru persoanele care vor să facă psihologie. Deci, în cadrul facultății noastre este departamentul psihologiei, exact așa cum ați spus, la care studenții pot să-și facă studiile, începând cu primul semestru, deci se învață disciplinele teoretice. Ele sunt fundamentale, necesare, în care se fac cunoștință cu noțiunile de bază, cu instrumentele de lucru ale unui psiholog, care sunt metodele, cum a apărut psihologia ca știință și cât de necesar este să cunoaștem aceste lucruri, care este statutul și rolul unui psiholog în societate. Deci toate aceste lucruri se învață
în primul semestru, așa să zic, disciplinele fundamentale. Ulterior, lucrurile devin un pic așa mai interesante și totodată complicate, exact așa cum am menționat. Se învață disciplinele aplicative, pentru că și psihologia aplicativă este un domeniu destul de, așa să zic, interesant, unde se fac cunoștințe, da, deci studenții se documentează cu tehnici de comunicare din cadrul psihologiei comunicării, cu diferite fenomene sociale, care sunt legile sociale care mențin anumite lucruri, care sunt modalitățile de interacțiune socială în cadrul unor grupuri mari, mici și fenomenele sociale. Ulterior vorbim despre psihologia clinică, iarăși domeniul organizațional, recrutarea de personal, motivarea personalului în cadrul organizațiilor. Ulterior este deja cursul de psihosomatică, științific, bazat pe dovezi reale cu date validate, și vorbim deja despre anumite domenii de interes, cum ar fi psihologia muncii, iarăși psihologia educațională și alte aspecte care, deci, condiționează sau, să zic așa, determină studentul să-și urmeze traseul la studiile de masterat ulterior în cadrul celor trei programe de masterat pe care le oferă Departamentul Psihologiei. Este programul de psihologie judiciară, psihologia organizațională și psihologia clinică. Și cum decurg orele la psihologie? Sunt ore de curs în care tinerii și tinerele stau doar în sală împreună cu lectorul sau sunt ore inclusiv interactive? Avem, deci, formatul orelor este exact așa cum ați spus, curs și seminar. În cadrul cursurilor se discută conținuturile teoretice, curriculare, deci care sunt în programul de studiu, și iarăși în dependență de cursul la care asistă studenții. În cadrul orelor de seminar se lucrează cu partea aplicativă, unde sunt simulări, situații în care studentul poate să-și testeze anumite abilități, să-și le formeze, să le testeze. Studii de caz se discută, spre exemplu, în situația unor studii de caz în psihologia clinică. Și iarăși se analizează, se discută în totalitate toate elementele care ar putea să contribuie, deci, la formarea specialiștilor cât mai eficient. Simona, doamna Pravițchi anterior a menționat despre faptul că drumul unui psiholog este destul de anevoios, dar totodată sunt sigură că la facultate au fost momente foarte frumoase și ai aflat lucruri interesante și curioase. Ce a fost pentru tine cel mai curios și interesant în legătură cu studiile? A fost foarte interesant atunci când am început să mă cunosc pe mine mai bine, pentru că mergând la psihologie mi-am dat seama că o să fie foarte multe activități de autocunoaștere. Și am început să aflu lucruri despre mine pe care nici măcar eu nu le conștientizam și nu le știam. Și unele dintre ele chiar au fost poate un pic mai dificil de acceptat, pentru că pe lângă faptul că erau lucruri pozitive, erau și lucruri mai puțin pozitive. În al doilea rând, cum spunea și doamna Pravițchi, cumva la seminare noi am reușit să facem și studii de caz, să ne imaginăm cum am fi noi psihologi, viitori psihologi. Și acest lucru a ajutat foarte mult la coeziunea de grup, adică am devenit foarte apropiați cu colegii, anume din cauza că făceam aceste jocuri de roluri, adică cineva era consilierul, altcineva era clientul și cumva ne-am apropiat foarte mult. Dar de asemenea, ce mi s-a părut foarte interesant este că la un moment dat, cred că la începutul anului 2 probabil, am conștientizat că psihologia este ca un puzzle, adică fiecare materie pe care o învățam, fiecare curs, cumva era legat de alt curs și cunoștințele pe care le acumulam la un curs, oarecum erau completate la alt curs, așa că chiar eram foarte mulțumită că am învățat fiecare curs și cumva am reușit să am o imagine completă asupra psihologiei. Și ce era cel mai provocator pentru tine? Provocator probabil a fost faptul că primul an de studii a fost online și oarecum trecerea asta de la online la offline a fost din nou un proces de adaptare. La începutul anului 2 mă simțeam ca la începutul anului 1. Dar totuși probabil dificil a fost și ceea ce ziceam anterior, anume procesul ăsta de autocunoaștere care
au fost și lacrimi la un moment dat, adică cumva a fost greu de acceptat anumite lucruri despre mine și poate despre prietenii mei, despre apropiații mei. Doamna Pravițchi, de ce este important pentru un psiholog să se autocunoască? Este important, să zic așa, e un lucru vital pentru un psiholog să se cunoască, pentru ca să poți înțelege unde sunt elementele vulnerabile din personalitatea ta și în procesul de lucru este necesar să înțelegem și resursele pe care le are specialistul, ca să poată oferi cel mai un serviciu cât mai calitativ persoanei cu care interacționează, deci ca client. Dacă nu ne cunoaștem vulnerabilitățile și limitele profesionale, dar și personale, este un lucru care deci are impact asupra procesului de lucru și calității serviciilor. Pe de altă parte, fiecare persoană, fiecare psiholog trebuie să treacă un curs de dezvoltare personală și formare profesională ca să înțeleagă aceste lucruri despre sine. Este necesar să știi unde trebuie să mai lucrezi, la care subiecte și s-ar putea să fie pe parcursul activității practice să apară niște momente care rezonează cu durerea clientului și dacă sunt niște puncte dureroase pentru terapeut, înseamnă că acolo este un proces care trebuie, deci, încă prelucrat. Aici vorbim despre supervizări, intervizări, deja este procesul ăsta de formare profesională după facultate. Și este necesar, vital, încă o dată repet, pentru fiecare student care vine la psihologie să se cunoască pe sine. Pe parcursul anilor de studii, exact așa cum afirma Simona, se realizează lucrul ăsta, dar nu trebuie să se finalizeze aici. El trebuie să fie un proces continuu toată viața, pentru că de fiecare dată aflăm ceva nou despre noi și este foarte bine acest lucru. Și dumneavoastră ați menționat anterior, dacă tot vorbim despre tinerii absolvenți și absolvente, că în prezent mai multe persoane depun actele la studii la psihologie. Este o listă de lecturi sau poate voluntariat pe care pot să le facă tinerii și tinerele ca CV-ul lor să fie mai atrăgător pentru persoanele din comisie? Probabil ar fi indicat aici să vorbim despre niște tehnici de comunicare, autodezvoltare, cunoaștere de sine. Asta ar fi câteva direcții la care ar trebui să fie atenți tinerii ca să poată gusta așa tangențial din acest domeniu care este foarte, foarte larg și să înțeleagă pentru sine care sunt domeniile în care ar putea să se regăsească pe parcursul studiilor. Iarăși luând în calcul acele direcții de studii, fie psihologie organizațională, fie educațională, fie clinică, fie judiciară, fie alt domeniu care, spre exemplu, ar putea să-l îmbrățișeze. Și în timpul studiilor, tinerii și tinerele își pot alege un viitor domeniu în care să meargă, pe care să îl profeseze după finalizarea masteratului. Exact, da. Și masteratul exact este o platformă în care ar putea să-și valorifice aceste competențe și să înțeleagă dacă este totuși potrivit programul de masterat pentru sine. Pentru că de multe ori vin tinerii și au niște viziuni că aș putea să mă regăsesc într-un domeniu, de exemplu, psihologia organizațională, judiciară sau clinică, dar pe parcursul anilor aceste preferințe se schimbă și e un lucru favorabil. Înseamnă că este un proces dinamic și studentul este conștient și responsabil de decizia sa. În cadrul programelor de masterat deja se conturează domeniul ăsta de interes, ulterior prin stagiile de practică la care ei au ocazia să participe și în studiile de doctorat deja dacă continuă această domeniu. Simona, ai putea să ne spui despre experiența ta, cum ai înțeles care domeniu ți se potrivește mai bine? Probabil am înțeles care domeniu mi se potrivește mai bine, frecventând cursurile, evident, și cumva am rezonat mai mult cu ramurile, cu cursurile care făceau parte din domeniul psihologiei clinice. Chiar dacă inițial ziceam că cel mai probabil o să devin psiholog organizațional, totuși când am ajuns în anul 3 să particip la cursurile de psihologie organizațională, mi-am dat seama că totuși rezonez mai mult cu psihologia clinică și de asta în viitor, la fel am ales la masterat să merg la psihologie clinică.
Ștefan, cum a fost parcursul tău? Parcursul a fost cumva foarte specific și individual. De așa cum am spus, că inițial am mers în filozofie, după care am făcut o formare în psihoterapie integrativă, care era cumva combinată cu elemente filozofice și asta a fost tranziția. Și după care am făcut un master în psihologie clinică. Pentru mine psihologia clinică, da, deci cumva corespundea tuturor necesităților mele, da, deci profesionale. Și după care doctoratul. Deci însă și curiozitatea legată, da, deci de ființă umană și de a înțelege comportamentul uman mi-a determinat felul în care să aleg, da, deci această cale sau domeniul, da, deci de specializare. Și aș vrea să vorbim inclusiv despre avantaje. Eu știu că putem să scriem o carte despre avantajele studiilor la psihologie, dar care ar fi cele mai importante momente, cele mai importante avantaje ale studiilor la psihologie, doamna Pravițchi? În primul rând, se optimizează procesul de comunicare cu membrii familiei, deci asta așa ca un avantaj secundar, mai exact. Ulterior este procesul de autocunoaștere, care am zis, dacă sunt momente la care, deci, se cugetă un pic diferit, se restructurează un pic sistemul de cogniție, chiar și valorile se schimbă ulterior. După, sunt foarte multe momente sensibile la care studenții sunt mult mai atenți, cu multe comportamente prosociale, chiar și în criza refugianților ne-au demonstrat acest lucru, cu foarte multă implicare în partea studenților noștri și cu activități de voluntariat. Și e un lucru care bucură și e în avantajul societății. Ar mai fi aici dezvoltarea multilaterală ca personalitate, cunoaștere de sine, exact, și sunt foarte multe lucruri frumoase pe care, și optimizarea calității vieții, evident. Odată ce cunoști niște lucruri despre tine, știi cum să-ți reglezi anumite situații de stres, gestionezi emoțiile într-un mod constructiv și poți comunica cu membrii familiei într-un mod constructiv, evident și calitatea vieții este una foarte bună. Simona, care au fost pentru tine cele mai importante avantaje? Da, deci eu sunt de acord cu tot ce a spus doamna Pravițchi, pentru că mă gândeam, să zic și eu, cunoaștere și dezvoltare în primul rând. Și la fel, chiar am observat la mine că gestionarea emoțiilor a devenit mult mai eficientă și eu, care înainte eram destul de anxioasă, acum am devenit un pic mai stabil, așa să spunem. Dar vreau să menționez, pe lângă ce a menționat doamna Pravițchi, că venind la psihologie, lectorii și cadrele didactice, în primul rând, sunt psihologi, pe lângă faptul că sunt cadre didactice. De aceea, când venim aici, venim într-un mediu în care este acceptare, în care este înțelegere, în care putem fi ajutați cu un sfat, în care se empatizează foarte mult. Și de asemenea și studenții sunt viitori psihologi care au venit cu anumite valori și cărora li se promovează anumite valori. De aceea, atunci când suntem sau când eram în grup la cursuri, ne simțeam liberi să ne exprimăm, ne simțeam liberi să organizăm anumite activități. De asemenea și faptul că fiind atât de acceptant mediu, cumva era pus în valoare calitățile fiecăruia și pornirile fiecăruia și cumva încerca să se accentueze personalitatea fiecăruia, nu să creeze roboței care sunt toți identici, dar fiecare cu valorile lui, cu personalitatea lui. Ștefan? Practic același lucru, ține mai mult de o călătorie interioară. Deci toate studiile pe care le faci, în care, într-adevăr, îți poți dezvolta foarte multe competențe emoționale, sociale, de comunicare, de înțelegere de sine, dar și este fapt și curios că din momentul în care înțelegi profunzimea psihicului uman, poți să vezi dincolo, da, deci de anumite aspecte vizibile, adică de înțelegere unor fenomene sociale. Da, deci asta este o parte, practic, una dintre cele mai interesante și curioase, da, să știi ce se întâmplă în spatele culisei. Da, să zicem așa, atunci când observi anumite comportamente. Și știm că psihologia este un domeniu care necesită mereu, din partea celor care îl profesează, studii, cercetări, implicare. Sunt suficiente studiile universitare pentru profesare sau în momentul în care vrei să excelezi, trebuie să studiezi de sine stătător, să completezi baza teoretică cu alte oportunități educative care sunt, Ștefan? Cu siguranță studiile universitare sunt necesare, obligatorii, ele formează o bază, un fundament, dar pentru profesarea, deci este nevoie de
educare și formare continuă în acest, în acest sens. Deci nu este suficient acest lucru. Practic, un psiholog profesionist trebuie să aibă o bibliotecă sa acasă, da? Sau cel puțin resurse informaționale, formări, instruiri, training-uri, da? Deci intervizări, supervizări, da? Deci, pentru că spuneam anterior că psihicul uman este atât de complex, iar clienții vin în terapie cu diferite istorie de viață, probleme, dificultăți emoționale, diferite simptome și ai nevoie să ai răspunsuri sau să poți să le gestionezi aceste, toate aceste, aceste lucruri. De aceea este foarte important ca viitorii studenți să ia în considerare acest lucru, nu bazându-se doar pe universitate, dar și în timpul universității în care ar putea să participe la cât mai multe instruiri și formări, dacă vor cu adevărat să devină profesioniști. Doamna Pravitsky, dacă ați putea să completați aici, ce oportunități de excelare în domeniul psihologiei sunt pentru tinerii și tinerele din Republica Moldova? Un lucru care bucură foarte mult și este de încurajat este relația cu piața muncii, care este acum tot mai, așa să zic, mai strânsă, o colaborare tot mai strânsă, prin intermediul stagiilor de practică pe care le au studenții, începând cu anul 2. Deci este primul stagiu de practică, inițierea în specialitate, este un stagiu de practică pasivă, dar ei deci fac cunoștință cu acest domeniu, fie că fac anumite evaluări psihologice ale personalului, deci mergând în diferite cabinete sau ONG-uri sau instituții educaționale, deci își aleg singur instituția sau vorbim și despre domeniul securității naționale, deci mai multe proiecte unde ar putea să meargă. Ulterior, stagiile care sunt în anul 3 de practică, deci vin să completeze aceste cunoștințe, evident și complexitatea studiilor, fiind anul 3 final, este ceva care determină deci, un stagiu de practică mult mai complex. Ei în primul semestru au o zi pe săptămână în care fac această activitate practică. Ulterior, în ultimul semestru au 6 săptămâni, așa numită practică de stat. Și în cadrul acestor stagii de practică, iată, tocmai vorbeam despre procesul ăsta de metamorfoză, pentru că se decid foarte clar, se conturează domeniul unde ar vrea să meargă. Sunt studenți care merg în, deci, în spitale, în cabinete private, exact așa cum am zis, în ONG-uri și avem colaborări cu instituțiile, centrele prietenoase tinerilor care solicită absolvenții noștri pentru diferite activități. Iarăși lucrul ăsta s-a conturat tot mai mult și a fost necesitatea în aceste situații dificile de război, când studenții au fost solicitați ca fiind, deci să se implice activ în aceste centre de triere a refugiaților, în special în lucru cu copiii, în special cu persoanele în situație de criză. Evident că aceste lucruri au fost aplicate și valorificate în acest, deși situația este una neplăcută. Și am putea să menționăm aici diferite mobilități academice. Vreau să vorbim despre asta. Okay. Dacă tot am început să vorbim despre stagiile de practică, studenții sunt repartizați în anumite instituții sau ei de sine stătător aleg unde vor să facă stagiul de practică? Au două opțiuni. Deci ar putea să aleagă singur instituția la care fac practică sau prin diferite colaborări pe care le are departamentul cu instituțiile, serviciu excepționale, de exemplu, pompieri, așa. Ziceam despre Ministerul Afacerilor Interne, diferite penitenciare unde pot să meargă, deci ca psihologi, în special dacă vorbim despre psihologia judiciară în programul de masterat judiciar. Și iată aceste proiecte la care participăm activ din partea și suntem solicitați din partea pieței muncii, se valorifică și în ziua absolventului la psihologie, deci care este un eveniment destul de interesant la care participă absolvenții noștri, care ne bucură iarăși cu rezultate foarte frumoase, cu diferite proiecte la care colaborăm. Simona, ai putea să ne spui despre stagiul tău de practică? Da, eu am făcut 3 stagii de practică, deci la primul stagiu de practică am ales să merg pe una dintre variantele care mi le-a oferit universitatea, am mers la MAI, la Ministerul Afacerilor Interne și mi-a plăcut destul de mult, dar am avut o recomandare din partea lectorilor pentru a ne contura oarecum domeniul de interes, să mergem
la câte un stagiu de practică din fiecare domeniu, să zic așa, și ulterior am ales să merg la o organizație non-guvernamentală, iar practica de stat, să spunem așa, am făcut-o la liceul pe care l-am absolvit, adică vreau să mă întorc cumva la rădăcini. Și pot să zic că a fost util, am învățat foarte multe lucruri, m-am dezvoltat în primul rând, dar în al doilea rând m-am simțit utilă, să zic așa, adică chiar mergând la liceu am simțit că cumva la urmă îmi era greu să mă despart de copiii cu care am stat doar 6 săptămâni, îmi închipui să activez acolo zi de zi și cumva mi-am format o concepție asupra domeniului în care aș vrea să profesez pe viitor. Chiar dacă mi-aș fi dorit să merg în și mai multe instituții, să văd cum este. Și mulțumesc tare mult pentru răspuns. Cred că ești foarte inspirațională pentru tinerii care în prezent se gândesc dacă să aleagă sau să nu aleagă psihologia, în special în momentul în care povestești cu atât de mare drag despre stagiul tău de 6 săptămâni în liceu. Doamna Pravițchi, dacă ați putea să ne spuneți despre oportunități, fiindcă am discutat deja despre oportunitatea de a face un stagiu de practică, despre mobilitățile internaționale, dacă sunt, dacă nu sunt, dar și alte oportunități la care au acces tinerii și tinerele care își fac studiile la psihologie. Exact, deci avem frumoase rezultate și la subiectul ăsta. În cadrul departamentului, studenții pot să beneficieze de burse de mobilitate în diferite instituții internaționale, exact, și avem studenți care au fost în străinătate, Turcia, Spania, România, deci mai multe țări și vin cu rezultate frumoase, cu foarte entuziasmați, cu diferite experiențe la care, deci cu schimbul ăsta de experiență valorifică studiile și inspiră și colegilor de acasă să facă schimb de experiență. De asemenea, sunt proiecte de cercetare la care participă studenții noștri și pot să-și valorifice abilitatea de cercetător în psihologie, da? Și în sensul ăsta avem frumoase rezultate care sunt valorificate, iată, în cadrul conferințelor științifice studențești. În fiecare an avem promoții, deci de studenți care participă deja în fiecare an și e frumos. E o culegere de articole științifice care o putem vedea și iată, e un produs final al studenților noștri. Ulterior avem și diferite programe sau activități de voluntariat în care se pot implica și încurajăm studenții să se implice cât mai mult, pentru că este un domeniu care aduce în primul rând bucurie personală și utilitate socială. Și deja parcursul ăsta profesional pe care îl au ei să fie valorificat la maxim. Dar ce alte oportunități au tinerii și tinerele? De exemplu, burse instituționale sau burse de stat? Evident, da. Deci este în fiecare an sunt oferite bursele de merit sau bursele de stat la care participă și pot aplica studenții noștri. Evident, și asta este un stimul foarte bun pentru rezultatele academice ale studenților noștri. De ce nu? Este o motivație suplimentară, așa să zic eu. Pe lângă una cognitivă, este și una financiară și ne bucură rezultatele noastre, studenților noștri. Mai avem și la final șeful de promoție, care iarăși este o procedură în cadrul zilei Portului Național, deci se face gala premianților, așa să zic, deci în care ne mândrim cu absolvenții noștri care sunt șefi de promoție și ne duc cumva numele de osemist în marea familie a osemiștilor. Simona, eu știu că tu ai fost o studentă foarte sârguincioasă la licență și cu siguranță o să fii o studentă foarte sârguincioasă la masterat și ai avut experiențe de voluntariat, ai avut inclusiv bursele guvernului, ai participat la diferite conferințe științifice. Dacă ai putea să ne spui despre experiența ta de a fi student activă? Da, deci în primul rând conferințele științifice au fost disponibile încă din primul an, chiar dacă eram online. Și cumva, 2 ani la rând am participat la conferință la fel online și mă bucur foarte mult că în orice caz a fost organizată și chiar dacă nu ne vedeam față în față cu coordonatorii, doamna Pravițchi la fel a fost coordonatorul meu la una dintre conferințe, oricum reușeam să ne integrăm cumva în procesul de lucru și am avut rezultate frumoase. Și vreau să zic că, într-adevăr, lectorii la USM sunt deschiși și dispuși să ne vină în ajutor cu orice idee de-a noastră.
chiar și idei revoluționare, de exemplu la Media Core sau ceva mai special, mai nou. Dacă vorbim despre bursa guvernului, în primul an am avut bursă de gradul întâi din cadrul instituției, iar ulterior, la fel, universitatea a venit cu informația că am putea aplica la bursa guvernului. Eu am aplicat, ne-am pregătit dosarul, cred că în câteva ore, și am aplicat negândindu-mă că voi fi aleasă, dar a fost o surpriză pentru mine și deja când am aplicat al doilea an la rând, la fel, cu recomandarea lectorilor, cumva nu mă gândeam că aș lua-o și a doilea an la rând, ar fi absurd, dar până la urmă se vede că am fost probabil apreciată și am primit și al doilea an la rând această bursă. Dacă vorbim despre voluntariat, într-adevăr, a fost și voluntariatul cu refugiații din Ucraina, a fost și voluntariatul la admitere la USM, care este în fiecare an. De asemenea, avem multe programe, cum ar fi caravana de Crăciun, caravana de Paști, care cumva ne dezvoltă spiritul ăsta social. Și cam atât. Ziua Portului Național, desigur, care a fost recent acum. Ce te-a motivat pe tine să fii o studentă activă? Cred că din cauza faptului că am venit undeva unde îmi place, anume faptul că iubesc această profesie, iubesc specialitatea și am vrut să iau maxim tot ce pot din viața de student. Foarte frumos și în următoarea parte urmează să vorbim mai mult despre angajarea în câmpul muncii, dar și cât de ușor sau complicat le este tinerilor și tinerelor care au absolvit o facultate să se încadreze în câmpul muncii. Și cunoaștem că după perioada de licență nu e neapărat recomandat pentru un psiholog să activeze în calitate de psiholog, fiindcă este foarte mult ce un psiholog poate să învețe. Doamna Pravițchi, dacă ați putea să ne spuneți în calitate de ce ar putea activa un tânăr, o tânără care a absolvit licența, urmează să facă masteratul, dar vrea să profeseze în psihologie. Foarte corect ați menționat, este nevoie deci obligatoriu pentru a parcurge studiile de masterat, pentru a fi un bun specialist și calificat. Deci, după studiile de licență, de obicei, studenții noștri se angajează ca psihologi în mediul educațional, unde deci, fac evaluarea proceselor cognitive la grupuri de copii, cu diferite deja intervenții, mai mult pe partea de dezvoltare personală, așa, pentru că e și un domeniu. Sunt foarte mult solicitați absolvenții noștri în lucru cu copii cu autism, și avem chiar multe solicitări din perspectiva aceasta. Mai sunt solicitați absolvenții noștri pentru diferite programe și colaborări cu Serviciul Situații Excepționale. Absolvenții noștri sunt angajați, dar iarăși cu încurajarea parcurgerii programului de masterat, evident pe palierul de domeniu de interes. Sunt încurajați să se angajeze sau avem solicitări din partea centrelor prietenoase tinerilor, centrele de sănătate mentală, deja pentru sectoarele corespunzătoare și diferite ONG-uri, unde deci este funcția de psiholog ca să presteze diferite servicii. Fie că vorbim despre resurse umane sau psihologia organizațională, recrutare de personal și diferite domenii. Iarăși, accentuez încă o dată în plus, este obligatoriu și necesar pentru un specialist calificat să parcurgă programul de masterat, ulterior și cel de doctorat dacă dorește, sau să facă formare profesională pentru a avea un parcurs profesional cât mai complex și cât mai deci calificat, așa să fie. Dar în ceea ce ține de angajarea în timpul licenței, universitatea salută angajarea tinerilor, programul le permite sau nu e recomandat? Nu ar fi recomandat, evident, sunt situații, dar de obicei sunt pentru posturi așa mai, deci cum ar fi supravegherea copiilor, asistența asta mai mult, deci psihopedagogică, așa, deci nu cu multe implicații în intervenția copilului, adică e doar un gen de supraveghere, monitorizare, evident, unde își pot valorifica abilitățile de empatie, comunicare și tot felul de abilități sociale. Ștefan, cum stăm în Republica Moldova cu necesitatea de specialiști calificați în psihologie? E o întrebare foarte, foarte bună.
Avem o problemă în societate. Așa este o tendință că fiecare a doua persoană se poate considera psiholog. Și pentru publicul neinformat, da, deci este foarte greu în primul rând să facă diferența, da, deci într-un să verifice dintr-un psiholog calificat și un pseudo-psiholog. Da. Deci psihologi sunt foarte mulți, adică în ghilimele, da, deci pe piață, dar psihologi calificați, profesioniști, sunt mai puțini în acest sens. Da, pentru că spuneam că necesită foarte multă investiție profesională, da, și dorință și ambiție de dezvoltare în acest sens. Și, dar și există și foarte multă cerere. Da, deci de servicii de consiliere psihologică și psihoterapie, deși există încă foarte multe prejudecăți și stereotipuri în societate, da, deci în care psihologul nu este, nu știu, văzut cu ochi buni, da, fiind catalogat, da, deci că mergi ca doar dacă ești nebun sau chestiuni de genul acesta, dar deja societatea devine din ce în ce mai informată, pentru că psihologii apar tot mai frecvent în mediul online, prezența în mass media și societatea deja se informează cu privire la ceea ce de fapt presupun, da, deci în realitate serviciile de consiliere psihologică sau psihoterapie. Foarte mulți tineri, da, deci studenți, se îngrijorează dacă vor avea sau nu vor avea beneficiari, da, deci dacă merg în mediul privat. Beneficiari în mediul privat sunt foarte mulți, da, pentru că atât faptul că oamenii dezvoltă mai multă încredere, da, deci în serviciile de consiliere și psihoterapie, dar și faptul că procesele sociale, economice, da, devin tot mai dinamice, tot mai presante și oamenii se confruntă cu ce, din ce în ce mai multe dificultăți pe care nu mai găsesc răspunsuri, da, deci în, nu știu, în credințele tradiționale, să le spunem așa, și atunci caută anumite răspunsuri, da, deci profesioniste. Doamna Pravițchi, dumneavoastră anterior ați menționat că tot mai mulți tineri aleg să meargă la psihologie. Nu riscă piața să fie supra-saturată de specialiști? E un proces de triere naturală pe care îl observăm, într-adevăr, exact cum spunea și colegul meu Ștefan. Se selectează persoanele în domeniu și sunt mulți care parcurg drumul până la sfârșit, dar alții abandonează. Și cumva și au răspuns la niște situații existențiale cu niște răspunsuri pe care le căutau pe parcursul studiilor. Și probabil aici și se încheie traseul lor profesional. Din motivul ăsta nu mai. Sau sunt alte motive financiare, nu știu, personale, la care deja ei sunt ajung ca să nu profeseze în domeniu. Totuși ne bucură că tot mai mult și mai mult absolvenții noștri se angajează în diferite instituții și profesia de psiholog este una solicitată, necesară, care deci este... Societatea conștientizează necesitatea acestei profesii și nu se mai vehiculează cu aceste afirmații că exact a fi psihiatru și psiholog este unul și același lucru și nu merg la psiholog pentru că nu am o tulburare mentală. Deci mai puțin sau adică se aud așa afirmații, totuși persistă o chestie care încă mai este vulnerabilă pentru societatea noastră, este necesitatea de a avea un răspuns magic cât mai rapid, pastila magică pe care consideră că psihologul ar putea o oferi. Și nu este așa. Fiecare psiholog te ajută să te descoperi sau să faci anumite modificări, schimbări în personalitatea ta, dar cu contribuție personală. Deci, psihologul nu vine cu bagheta magică, pastila magică și intervine. Și probabil, iată, procesul ăsta dinamic este unul firesc în procesul de triere a specialiștilor și cei care activează deja în câmpul muncii. Și dumneavoastră ați menționat despre ce zice societatea în cazul în care mergi la psiholog, dar care ar fi cele mai răspândite mituri sau preconcepții în legătură cu persoanele care activează în acest domeniu? Ștefan? În special în rândul bărbaților, da, deci psihologi, că sunt foarte puțin, da, deci comparativ cu femeile care profesează această meserie, nu este văzut pentru bărbați așa ca o specialitate, ca o meserie bărbătească.
Da, deci este considerat mai curând așa o penserie mai femenină, în sensul că mai mult știi de ce voi, empatie, emoții. Un bărbat, da, inginerie, construcții, cam asta presupune, da, și economie, ceva. Deci sunt, aici sunt niște prejudecăți în acest sens, pentru că nu depinde, da, deci a fi bărbat sau a fi femeie, depinde, da, deci calitatea ta de a fi un bun profesionist. Ține de dezvoltarea interioară, da, deci emoțional în acest sens. Cu aceasta, da, deci am observat cel mai frecvent, adică legat de prejudecăți sau stereotipul despre psihologi. Una. Doamna Pravitsky, puteți să completați aici? Aș mai putea adăuga aici că deci, unul din cele mai mari mituri este că eu sunt psiholog și mie nu-mi trebuie să merg la psiholog. Adică viața m-a învățat atât de multe lucruri că deja nu mai am nevoie de... Și psihologul este o persoană care, de fapt, nu face nimic altceva decât să-ți consume niște resurse financiare, așa. Și în momentul ăsta trebuie să fim conștienți că o consultație la psiholog nu este doar despre a povesti ceva, dar și de a conștientiza niște lucruri și de a avea curajul să le schimbi. Nu este suficient să înțelegi, să cunoști, dar și să aplici cunoștințele în practică. Mai sunt și alte prejudecăți că psihologul nu este, adică propriu-zis psihologia nu este o știință, ci este doar un curent filozofic sau este ceva așa foarte vag, conturat, ceea ce nu este adevărat. Evident, cu tot felul de experimente care se fac și date validate științific, vin în favoarea acestei idei că psihologia totuși este o știință și ea trebuie profesată corect. Deci, fără multe locuri de interpretări, unde ar putea să fie, deci doar în dauna clienților. Ne vorbim acum despre profesarea corectă a psihologiei, respectiv care ar fi criteriile de bază care definesc un specialist calificat, un specialist, o specialistă calificat în psihologie. Să le spunem pe cele mai importante. Deci, în primul rând, trebuie să fie studiile la bază. Certificările, da, licență, master, formările profesionale, dar astea sunt obligatorii. Doar că aici, în domeniul psihologiei, este o nuanță specifică în comparație cu alte specialități. Da? Dacă, de exemplu, ești un inginer, da, cunoștințele tale de inginerie, da, sunt suficiente ca să faci, da, deci un lucru profesionist. Nu depinde de partea ta, latura ta interioară. În domeniul psihologic, nu e suficient doar cunoștințele teoretice și foarte multe formări, da, deci diplome, pentru că poți ai perete plin cu diplome, dar depinde foarte mult acum și calitatea ta ca și om. Da? Cât de bine te autocunoști, așa cum s-a menționat anterior, pentru că poți tu personal, da, deci să nu te autocunoști, să conții foarte multe traume personale sau să nu-ți cunoști limitele personale și profesionale și să le proiectezi asupra clientului sau să influențezi prin reacțiile tale subiective, da? Deci procesul psihoterapeutic care poate să afecteze negativ. Deci calitatea a fi psiholog înseamnă și a fi om în același timp, adică să știi să fii om, da? Pentru că aici necesită foarte multă compasiune, înțelegere, empatie, iar dacă ai careva traume personale sau prejudecăți personale sau careva, nu știu, fobii sau orice care alte aspecte poate să influențeze puternic, da, deci în sens negativ, da, deci acest lucru. Și la fel, aceste prejudecăți, faptul cum spuneam și anterior și s-a mai menționat că mulți consider că este ușor a fi psiholog, că mă descurc cu toate. Nu în general, da, deci las că știu eu, da, deci și atât, cineva, da, considerându-se că a putut să ajute pe 2-3 prieteni, acolo cu un sfat, da, ca prieten, tu ai putut ajuta poate cineva pe fata. Ai mai citit o carte, două, ai mai făcut poate acolo o formare, da, deci de câteva luni și tu te consideri deja psiholog. Și foarte mult, sunt foarte multe persoane cumva tupeiste, să spunem așa, în acest sens, care deja se declară psihologi. Și atunci pot să facă, să dăuneze mult mai mult, ori în principiu, da, deci din codul deontologic a psihologului, ca psihologul să fie atent să nu dăunezi celuilalt. Simona, în viziunea ta, care ar fi criteriile principale care definesc un psiholog calificat? Da, probabil eu fiind abia la început de drum nu cunosc atât de multe, însă consider că în primul rând psihologul ar trebui să respecte
oamenii, persoanele din jurul lui, clienții lui, dar să se respecte și pe sine și de asemenea să-și cunoască avantajele, să cunoască limitele, să nu facă ceva de ce nu este în stare, adică să nu dăuneze celor din jur. Și eu, după cum am spus, fiind la început de drum, mă consider la moment licențiată în psihologie, dar cred că mai este foarte mult de lucru până când voi ajunge să fiu psiholog. Doamna Pravițchi, dacă puteți completa aici? Aș completa cu următoarea idee. Deci, cea mai mare favoare care poate să-și o facă un psiholog este investiția în propria personalitate. Pentru că nu întotdeauna poveștile pe care le auzim pe canapea sunt ușoare. Ele sunt foarte intense, emoțional, cu momente care pot răscoli niște crize personale, traume și este nevoie să înțelegi despre tine, în primul rând, niște lucruri ca să poți ajuta pe celălalt. Și tocmai aceasta, deci psihologul ca specialist, este în primul rând responsabilitate pentru dezvoltare personală și pentru propria personalitate, cu setul de valori necesare despre care s-a menționat deja ulterior. Important este ca să fie sinceritatea, deci sincer cu tine, să înțelegi iarăși aceste momente, să nu eviți momentele dureroase, dar și să le prelucrezi, să continui drumul de creștere profesională și personală, și asta se vede foarte bine în lucru cu persoanele, cu clienții. Simona, tu planifici să te angajezi acum după finalizarea licenței? Da, deci am avut mai multe oportunități, inclusiv de la fiecare stagiu de practică pe care l-am făcut, dar am hotărât să am primit o ofertă foarte bună din partea familiei USM, să zic așa, și am hotărât să rămân să activez în continuare în universitate. Dar pe viitor, cum ai vrea să arate locul tău perfect de muncă? În viitor, cred că aș vrea în primul rând ca psihologul să fie apreciat în societatea la justa lui valoare. Și deja acest lucru a pornit, adică este într-un proces de creștere, dar probabil aș vrea să lucrez într-un cabinet, să lucrez în domeniul psihologiei clinice și sunt nerăbdătoare să văd ce-mi rezervă viitorul, însă sunt conștientă că trebuie să-mi completez bagajul de cunoștințe destul de mult. Și acum ajungem la una dintre cele mai așteptate întrebări de către urmăritorii și urmăritoarele noastre. Întrebarea este pentru doamna Pravițchi și pentru Ștefan. Care sunt perspectivele profesiei în domeniul psihologiei în Republica Moldova și la ce salariu se pot aștepta începătorii? Doamna Pravițchi. Domeniul este unul cu perspective mari, cu atât mai mult că vorbim despre niște procese sociale dinamice care vin să solicite această profesie tot mai mult. Și despre aceste aspecte am și menționat mai înainte. Este un domeniu solicitat, ne bucură că sunt inițiative în psihologia transporturilor, psihologia sportului, de a se aplica acest domeniu activ și sunt colaborări în sensul ăsta, lucru care este și necesar pe parcurs. De asemenea, vorbim despre Securitatea Națională, Ministerul Afacerilor Interne, psihologia clinică, diferite instituții cu profil clinic, organizații, iarăși recrutare, motivare de personal. Salariul poate varia, pentru că vorbim despre instituții publice sau dacă vorbim despre sectorul privat și iarăși instituțiile publice vin cu un salariu fix, fie că vorbim despre instituții organizaționale sau educaționale, Spitalul Clinic Republica, unde este funcția de psiholog. Aceste servicii sunt taxate după anumite reguli și se achită corespunzător, iarăși variază, evident, și după calificarea specialistului, evident, formările pe care le are și portofoliul, să zic așa. Ștefan, dacă ai putea completa aici, care sunt perspectivele profesorii psihologiei în Republica Moldova și la ce salariu se poate aștepta un începător? Deci, care ar fi primul salariu pe care poate să-l ia cineva? Perspectivele, într-adevăr, deci, sunt multe. Foarte multe ce depinde și de ambiția personală în acest sens, pentru că foarte mulți tineri cumva se așteaptă un confort de la bun început. Normal și este firesc, deci până ajunge la
un nivel, da, deci de satisfacere, satisfacție, da, deci financiar în acest sens, este nevoie, da, deci de foarte multă muncă și calificare și experiență. Într-adevăr, salariile variază și depinde din sectorul public sau privat. Un salariu, de exemplu, putem să-l găsim, da, deci în domeniul psihologic, da, deci iată, în domeniul, să spunem, organizațiilor non-guvernamentale, am observat că variază între 10 și 20 de mii de lei. Deja depinde, da, deci full-time, part-time, nivel de experiență, de exemplu, da, deci care poate să fie. Asta așa ca o cifră orientativă, da, deci în alte instituții, da, deci private, publice ar putea să fie mai mic, de exemplu, acolo nu știu exact, da, deci care sunt salariile. Dar în domeniul privat, dacă ai toate calificările și formările profesionale și vrei să deschizi un cabinet, aici se câștigă bine. Dar depinde foarte mult, da, deci de competențele tale profesionale ca să poți și să fii recomandat. Pentru că poți să, că ce ține și de o parte deja și de marketing, da, deci care implică și niște costuri sau niște cheltuieli pentru partea, de exemplu, de început. Și în general, cel mai dificil este să faci salt în domeniul privat, pentru ca să ai beneficiari. Este important ca oamenii să te cunoască și acum depinde foarte mult cum faci ca oamenii să te cunoască. Deci și unii merg pe cale să-și facă, da, de exemplu, activități psihoeducaționale în mediul online, da, deci în care să se facă cunoscut, pentru că pentru un potențial beneficiar, un client care caută un psihoterapeut, da, sau un psiholog, vrea să-l cunoască, vrea să-l vadă, da, deci inițial. Nu este doar faptul că, nu știu, ți-ai deschis un cabinet și ai scris undeva, deci pe ușă, da, deci că ești psiholog și să vină, da, de ce oamenii se interesează, da, deci sunt și persoane care merg, da, deci așa, da, deci unde găsește un contact, da, în acest sens. Dar la început, chiar dacă să-ți faci o reclamă, da, deci pentru serviciile tale, mai devreme sau mai târziu, dacă nu poți presta servicii calitative, da, deci oricum, vestea despre calitatea, da, serviciul tare se poate promova, da, deci în societate, și atunci nu o să te poți menține doar pe reclamă. Deci trebuie să fii un specialist foarte bun. Ulterior nici nu mai ai nevoie, da, deci de reclamă, pentru că toți deja vin pe recomandări. Și atunci să spunem că ai partea profesională garantată, știi, deci în carieră. Și acum suntem în ultimele minute ale emisiunii și aș vrea să vă rog pe fiecare dintre voi să lăsați câte un gând, un mesaj pentru tinerii și tinerele care urmează în curând, de fapt într-o săptămână sau două, încep deja de punerele la universitate. Ce ați putea să le transmiteți tinerilor și tinerelor care se văd în domeniul psihologiei? Simona? În primul rând, eu le-aș recomanda să aleagă ce le place. Și să nu le fie frică să accepte anumite provocări și chiar dacă în primul an de studii nu se regăsesc cu profesia pe care inițial au ales-o, nu este niciodată târziu să-și aleagă o altă profesie, să se orienteze pe altă cale, deoarece mai bine să fii un specialist bun în domeniul în care îți place decât un specialist mai puțin bun într-un domeniu care ți l-a sugerat cineva sau care te-ai gândit inițial că ar fi potrivit pentru tine. În al doilea rând, le-aș sugera să fie perseverenți și să se implice foarte mult în viața universitară, pentru că oricum studenția este o perioadă deosebită și pentru mulți este doar o dată în viață. Și de asemenea, le-aș sugera să facă studii calitative la instituții acreditate, cum ar fi Universitatea de Stat, deoarece aici sunt specialiști în domeniu, într-adevăr, specialiști cu litera mare și care și ei la rândul lor și-au făcut cursurile la o universitate. Doamna Travițche? Le recomand absolvenților să studieze bine piața muncii și, evident, să aleagă USM, să valorifice timpul petrecut în cadrul acestei mari familii, unde se oferă multe servicii calitative, dar și să urmeze traseul și călătoria asta de dezvoltare personală și cunoaștere de sine, cu multe, multe provocări, cotituri și, să zic așa, momente în care s-ar putea să vină dorința să abandoneze. Este foarte important să continue, iarăși, aceasta, exact cum spunea Simona, perseverență și să aibă o persistență motivațională care le va fi răsplătită la sfârșit cu rezultate frumoase. Este o perioadă de viață foarte frumoasă, care face, deci aduce farmec vieții la această perioadă,
în care puteți forma legături de prietenie pentru toată viața, dar și cel mai mult să gustați din această profesie foarte frumoasă, așa cum am spus, și cu multe provocări. Ștefan? Așa cum s-a menționat, sunt foarte mulți tineri care au vocație, au potențial, își doresc, dar undeva se pot pierde, da? Deci se pot dezamăgi, întâlnindu-se cu anumite dificultăți, cu anumite greutăți, care se dezamăgește în sistemul educațional, care în piața muncii, deci care în societate. Da? Deci toate lucrurile cumva sunt firești. Noi fiecare avem anumite așteptări, bineînțeles, da? Dar noi e important să putem să gestionăm, da, aceste frustrări, dezamăgiri sau anumite eșecuri, da? Pentru că e regretabil să ai vocație, să ai dorință și să se pierd un potențial bun specialist, da? Pentru că avem cumva anumite așteptări ca lucrurile să meargă întotdeauna corect și frumos, da? Dar de fapt realitatea este un pic mai complexă, cu așa cum noi cunoaștem, și într-adevăr să știi de fiecare dată, da? Deci că ambiția, da, perseverența, da, deci a încercat din nou, da, deci te va duce, te va șlefui, da, să devii un specialist, da, un profesionist. Și atunci când ești în general și la început de cale, foarte mulți tineri vor să salveze, da, deci se simt în un moment dat neputincioși că nu pot să salveze. Dar chestiunea nu e doar de a salva, pentru că nu suntem Dumnezei ca să salvăm oamenii. Că depinde și de celălalt, da? Și că am întâlnit foarte, foarte des, da? Deci că tineri psihologi care au început de cale și se simțeau cumva suficient de calificați că nu puteau să ajute om. Deci aici e foarte important să-și cunoști și limitele aici la nivel profesional. Mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc invitațiilor noștri și vă reamintesc că astăzi alături de noi a fost Galina Pravitsky, doctoră în psihologie, lectoră universitară la Universitatea de Stat din Moldova, Ștefan Popov, psiholog și psihoterapeut de orientare integrativă, doctorant în psihologie, președintele Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie, și Simona Cobușcean, proaspăt licențiată în psihologie. Tânăra și-a făcut studiile la specialitatea psihologie, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. Proiectul de orientare în carieră Rămân acasă, merg la, anul curent este posibil cu susținerea Elveției și grație partenerului general Victoria Bank, partenerului media, generală de lucru.md și partenerilor media, Ziua de Azi, Studem și Air Live. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Guvernului Elveției. Conținutul acesteia nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Mulțumim că ați fost alături de noi și vă aștept săptămâna viitoare cu mare drag, când urmează să vorbim despre studiile la producție filme. Amintim că live-ul va avea loc pe data de 13 iulie la ora 17:00. Tot aici, tot pe Facebook. O seară liniștită să aveți!